Precizie de ceas elvețian la arena sportivă, miercuri la ora 20. Mă și uitam pe monitorul din față. Când era 0-0, am și pornit genericul emisiunii noastre din această seară. Bună seara, vă spun din nou, ca de obicei, în fiecare miercuri ne întâlnim la ora 20 în cadrul emisiunii Arena Sportive, aici unde sigur avem informații din diferite discipline sportive, aflăm informații despre echipele de primă ligă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Timișoara și asta înseamnă că în jurul orei 20 și 30 de minute Adi Schindarli va fi în direct cu noi să ne pună la punct cu ce se mai întâmplă la echipele de handbal, basket și rugby. Asta la 20-30 după momentul publicitar. În altă ordine de idei o să la mai avem la telefon pe Robert Lupu pentru că futsaliștii de la CFR Timișoara, să zic așa, echipa de futsal CFR Timișoara, este angrenată în două competiții foarte importante, pe lângă campionatul național, Liga 1, unde se află în play-off la doar 3 puncte de primul loc. Deva Timișoara, United Galați și Odorheiu Secuiesc își dispută acolo întâietatea. Sigur, trei favorite sunt clare, Deva, Timișoara și Galați. Deocamdată Deva conduce clasamentul. În jurul 20 de minute am stabilit cu Robert Lupu să intrăm în legătură directă, să mai aflăm ce fac băieții, pentru că urmează un turneu final de Cupa României, am înțeles. O să ne spună două, trei vorbe și despre meciul ăsta cu Odorheiu, meci care a fost câștigat de CFR Timișoara și au propulsat-o la 6 puncte în clasament. Deva are 9 puncte în clasament, 3 victorii din 3 meciuri și chiar în weekendul recent încheiat a învins într-un derby al etapei pe United Galați cu 6-2. Sigur, asta o să ne mai zică Robert despre ce urmează pentru băieții săi de la futsal CFR Timișoara. Totodată, după 20-30, așa cum am spus, Adi Schindarli o să ne pună în temă cu sportivii noștri și echipele de la CSM SCM Timișoara. Iar în jurul orei 20-40 de minute, domnul Marius Maier de la CSM Lugoj va veni cu informații despre meciul disputat în această după-amiază la București, la Voluntari, de fapt. E bine, acolo Lugojul, fetele de la CSM Lugoj au pierdut cu 3-0 meciul din această seară, partida a doua din cadrul sferturilor de finală ale campionatului Ligii 1 de volei feminin, înfrângere coroborată cu eșecul din weekend de pe teren propriu 1-3 tot cu Voluntariu. Au dus la scorul de 0-2 la general dintre cele două echipe, astfel încât Voluntariu merge în semifinalele Ligii 1 feminine de volei, iar Lugojul va juca pentru pozițiile 5-8. Vă reamintesc că la un moment dat, acum o săptămână sau nu știu, 2 săptămâni, dacă mi-aduc aminte bine, cochetam cu prima poziție a clasamentului la un moment dat și prin concurs de rezultate, însă a venit acea înfrângere pe teren propriu cu Voluntariul din sezonul regular, urmat de cele două jocuri tot cu Voluntariul în play-off. Voluntariul merge așadar în semifinalele competiției, iar Lugojul merge în grupa 5-8. Oricum, performanță din nou foarte bună pentru fetele de la CSM Lugoj. Și în cupele europene au ajuns până în faza sferturilor sau semifinale, nu mai țin minte exact, iar acum vor juca, eu sigur, pentru 5-8, dar fetele de la CSM, echipa de volei feminin CSM Lugoj este una din echipele cu care ne mândrim în județ, asta judecând după ultimele evoluții din ultimii 2 ani, când întotdeauna au fost în prim planul competițiilor sportive la care au participat. Oricum, eu le felicit încă o dată pe fetele de la CSM Lugoj, chiar dacă, repet, vor juca în grupa pentru locurile 5-8 în continuare. Așadar, o să vorbim despre futsalul, despre SCM Timișoara cu Adi Schindarli, cu domnul Maier despre Lugoj, dar și despre padel, acolo unde
Știți foarte bine, la finalul săptămânii trecute s-au jucat o etapă din circuitul profesionist de padel din România, la baza Constructim din Dumbrăvița. Au fost prezenți peste 120 de sportivi care au jucat pe cele 5 terenuri de acolo, indoor și outdoor. Postul nostru de televiziune, din informațiile pe care cu siguranță că le aveți, le-ați avut și le-ați și urmărit ulterior, am transmis în direct duminică de la ora 10 până în jurul orei 17. Am fost acolo aproape 7 ore în transmisie directă și am văzut semifinalele și finalele din acest circuit profesionist de padel din România. Am fost prezent și eu, am și comentat împreună cu cei de acolo acest eveniment și vreau să vă spun că a fost chiar o experiență deosebită și pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult să văd padelul ăsta de acolo, sportivi foarte, foarte, foarte bine pregătiți, foarte buni, majoritatea dintre ei foști tenismeni. Majoritatea au jucat tenis de câmp, de aceea și nivelul a fost unul foarte, foarte ridicat. Și aici am avut rezultate bune, o să revin cu ele însă după ce o să vedem un material pe care l-am făcut acolo. O să avem câteva declarații culese la sfârșitul acestei competiții. După care o să revenim în direct și o să vă prezint pe fondul altor imagini și câștigătorii de la această competiție. Repet, o reușită pentru ceea ce am văzut acolo și chiar m-am bucurat, chiar dacă am stat atâtea ore, a fost o plăcere deosebită să vedem ceea ce s-a întâmplat duminică acolo. Acum o să vedem materialul pe care l-am prezentat cu câteva declarații, după care o să revenim în direct. De multe etape încoace, Armand Baboian, Robert Coman, bravo băieți! Și hai să ne poziționăm să facem o poză toți. Hai să aici. Rafa, te rog. Aici. Da, am văzut festivitatea de premieră, iată și o poză de grup pe care o surprindem în direct. Așadar, aici punem punct, dragi prieteni, transmisiunilor noastre de la Arena Padel Center Dumbrăvița. Sperăm că ați fost mulțumiți de ceea ce ați văzut. Eu și avem sunt și un reprezentant din partea campionilor competiție, într-adevăr, alături de noi. Foarte, foarte, aici. Foarte, foarte frumoase. Și mai avem, cred că... Spune-ne, Robert, cum a fost meciul de astăzi? Cum l-ai simțit? A fost un meci foarte dificil. Băieții au jucat foarte bine, au intrat foarte motivați. Sincer, mă așteptam la un meci dificil. Au jucat bine tot weekendul, dar mă bucur că într-un final am reușit să câștigăm. Pot confirma că a fost un meci pe cinste, felicitări și sper să ne revedem la următoarele etape la fel de, cu echipe la fel de puternice, pentru că e și pentru voi. Momentan nu s-a găsit echipa care să vă abonați, dar sunt sigur că va veni. Să sperăm. Și noi așteptăm asta și chiar sperăm să devină competiția cât mai acerbă. Felicitări încă o dată, Robert. Andreas, hai te rog. Hai și tu, Andreas. Vino tu în stânga. Îl avem alături de noi și pe Andreas. Ia zi-ne, Andreas, cum ai simțit finala asta? Cum a fost? Noi toți speram să întrerupă cineva. Și noi speram, crede-mă. Toată nebunia asta a băieților de la Padel Palace mai nou. Deci, cum a fost finala? Din punctul meu de vedere, în primul rând, a fost o onoare să joc alături de Enrico. Am crezut că e destul de bun și chiar mai bun decât ceilalți. Destul de bun încât să reușim să-i batem. Astăzi se pare că n-am avut noroc, dar promiteți să încercăm pe data viitoare. Felicitări, mulțumim, vă mulțumim că ați făcut efortul ăsta, voi ca și club, să-l aduceți pe Enrico. Mulțumim, Enzo, că l-ați adus pe Enrico să participe la această etapă. Sperăm și la următoarele etape să avem parte de jucători buni. Enzo îmi spunea mai devreme că la etapa din iunie aveți o surpriză. Da, cu siguranță. Poate chiar două surprize. Avem două surprize frumoase. O să vin două jucători din Spania care joacă la momentul de față în Murcia, în Spania, și care au jucat deja la nivele destul de ridicate în Spania.
Clubul lui Andreas este un club foarte tânăr, dar cred că a deja dovedit că este un club care poate să fie la un nivel destul de bun pentru a participa la turnee. Împreună, bineînțeles, cu clubul din Timișoara, suntem frați și încercăm, bineînțeles, încercăm să aducem orașul Timișoara mai departe în toată țara. Mulțumim. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Mulțumim, felicitări, domnilor. Și o să vreau să-l am alături de mine și pe Rafa, prietenul nostru de la București, Padel Mania, care alături de noi și de Padel Palace am pus acest circuit profesionist de padel pe harta padelului românesc. Ia zi-ne, Rafa, cum ți s-a părut evenimentul ăsta? Da, ca toate evenimentele la circuit, e foarte frumos, e foarte frumos să vedem multă lume care vine, că joace, că crește padel, că nivelul crește, că avem multă lume care susține padel, că e aici. A fost un weekend enorm de bine, felicitări de organizarea la Padel Center, a făcut un efort foarte mare și ne vedem în curând la următoarea etapă de la circuitul și sperăm că padel crește, vedem mai mulți jucători. Următoarea etapă o avem la București în mai, mai exact? Da, e 15-17 mai la București și așteptăm pe toată lumea acolo. Deschidem înscriere săptămâna asta și începem cu toată. Mulțumim, Rafa! Mersi! Atât de la Padel Center din Timișoara, vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă! Superb! Mădălin Ilinca a făcut și pe reporterul la această competiție. A fost ajutorul meu împreună cu colegul lui, cu Bogdan, cu care am comentat 7 ore. Mădălin la final a făcut pe reporterul foarte bine, i-a ieșit foarte bine, i-a intervievat pe câștigătorii, pe cei de la nivelul întâi, pentru că ei au fost cei mai buni, o să revin cu rezultatele. A fost o competiție foarte, foarte reușită. O să mai punem pe monitor câteva, pe televizor câteva imagini, iar eu de aici o să vă spun și câștigătorii din această competiție. Sportivii legitimați la Padel Center s-au descurcat într-adevăr foarte bine. Mădălin Ilinca, chiar l-ați văzut adineauri la interviuri și împreună cu colegul lui, cu Vali Roșu, au câștigat competiția la nivelul 2, la divizia 2, după un parcurs foarte bun, într-adevăr, am văzut și semifinalele și finala. Au câștigat ambele partide, în semifinală cu emoții, în 3 seturi, în finală în 2 seturi. La divizia 4, cei mai tineri sportivi scriși la această competiție, sigur, ei sunt puțin mai novice în disciplina asta sportivă, au câștigat frații Toma și Neo Perescu, tot de la Padel Center. Ei au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și la feminin, Emilia Feodorovici, reprezentând de asemenea clubul de padel de la Dumbrăvița, ea a făcut pereche cu Elena Seidecaru de la Palace Center, Padel Palace Brașov, da? Emilia și Mădălina au ajuns și în finala de mixt 1, pe care au pierdut-o. La divizia 3 s-au impus Raul Zaharia și Rareș Secară de la Padel Arena Oradea. Primul dintre ei, alături de Iulia Sas, câștigând și la nivelul 2 în întrecerea de mixt. Da, sigur, cel mai important lucru au fost însă marii câștigători acestei competiții, la nivelul 1, acolo unde am văzut într-adevăr o finală demnă de văzut, Robert Coman din Brașov și Armand Baboian din București. Ei sunt cei mai buni padeliști din țară la momentul ăsta. Ei au fost și favoriții principale ai acestei competiții. Ei au câștigat și Cupa României 2023, care s-a disputat la Timișoara. Deci ei sunt laureații și acestei competiții, acestei competiții de la Dumbrăvița de padel, nivelul 1, etapa a doua a circuitului profesionist de padel. Cei doi au terminat pe primul loc după ce i-au învins pe Andreas, l-ați văzut pe Andreas, Niemerheim, da, zic bine, Niemerheim,
Andreas este din Timișoara, dar nu de la Padel Center Dumbrăvița, ci de la Padel Team Timișoara, un alt club de padel din Timișoara, din Timiș. Chiar am vorbit cu Andreas în cursul competiției și am spus că o să-l vedem și pe el într-o seară aici în cadrul emisiunilor noastre, pentru că trebuie să vorbim și despre Padel Team Timișoara. Și acolo se face o treabă bună. Deci Andreas împreună cu italianul Enrico Burzi au jucat finala împreună cu alături, bine, împreună de cealaltă parte a fileului cu Baboian și cu Coman și au fost învinși de aceștia. Italianul Enrico Burzi însă de menționat un lucru foarte, foarte interesant, un fost jucător de tenis de câmp la dublu. El, acum câțiva ani, a făcut pereche la un moment dat cu liderul clasamentului ATP din acest moment. Este vorba de Carlos Alcaraz. Au jucat la dublu, deci Rico Burzi, o prezență senzațională la Padel Center Dumbrăvița. Și, într-adevăr, are mână italianul. Am văzut foarte clar ce știe. Și ne-a încântat cu evoluția lui. Aici, pe imaginile care le avem acum, este Mădălin și cu Vali, câștigătorii acestei competiții la nivelul 2. Sunt imagini chiar din finala competiției cu o pereche din Craiova. Au jucat finala de la nivelul 2. Aș fi vrut să-l avem în seara asta și pe Mădălin la telefon, dar el este plecat, este chiar în avion la această oră. A plecat tot cu probleme de padel la Barcelona, dacă nu mă înșel. Stă acolo vreo 2-3 zile și are și o competiție la care participă. Deci iată că sportivii noștri se mișcă în această competiție și bine fac, că chiar este un sport deosebit. Am fost și colegii mei cu care am fost acolo, cei trei operatori, chiar dacă i-am obosit un pic, 7 ore doar de transmisie în direct, dar ei au venit cu o oră înainte pentru a pregăti tot ce se întâmplă acolo. Au petrecut vreo 8 ore pe arenele astea și le mulțumesc încă o dată pentru efortul depus. Dar le-a plăcut și lor foarte mult această competiție. Să nu vă speriați că vedeți niște praf acolo, niște nisip pe teren, dar este un nisip special pus de organizator pentru a face ca suprafața de joc să fie ceva mai rapidă și a nu aluneca jucătorii. Chiar am văzut câteva faze în care ei, practic, acest nisip a dat la un moment dat rolul de zgură, să zic așa. Au fost și faze când jucătorii și-au dat drumul pe picior ca să poată să ajungă la unele mingi mai scurte puse de adversarii lor. Deci, per total, o reușită totală din punctul meu de vedere. Repet, am ales bine să fim prezenți duminică la Padel Center Dumbrăvița și să transmitem în direct atâtea ore. Cred că și telespectatorii noștri au fost încântați să vadă ceva nou în premieră, nu? O televiziune să transmită un concurs de padel. Nu numai o premieră la nivel local, o premieră și la nivel național, le spuneau și organizatorii că nimeni până acum nu a reușit să facă lucrul acesta și ne bucurăm că iată noi am reușit să aducem în casele dumneavoastră câteva imagini de la o competiție mai puțin cunoscută, dar o competiție care, vă spun, și o disciplină sportivă care cu siguranță va lua amploare în viitor. Sunt jucători profesioniști de padel în Europa și în lume, am mai vorbit despre lucrul acesta. Jucători care, așa amical, întrebam pe Bogdan, antrenorul de acolo, și pe Mădălin la finalul competiției, zic câștigătorii Armand Baboian și cu Coman ar face față la un concurs în care să fie prezenți cei mai buni sportivi de padel din lume, și îmi spuneau ei doi pe cât de bine îi vezi aici și pe cât de buni sunt aici la o competiție de genul ce se joacă în Europa și în lume. Nu știu dacă s-ar clasifica în primele 10.
cupluri. Deci nivelul în Europa și în lume este foarte, foarte ridicat. Repet, peste 120 de sportivi la această competiție. Aceștia au apreciat organizarea acestei competiții, foarte bună. Sigur, și fair play-ul, da, bravo, un fair play desăvârșit. Au fost câteva momente mai încinse cu Enrico Burțic, de care tot vorbeam, în finala cu Armand Baboian și cu Coman, la o minge. Aici nu este arbitru, trebuie să specificăm, nu este arbitru care să arbitreze un match, punctele la limită și scorul este ținut de cei patru sportivi care joacă. Bun, cam atât și din padel. O să încercăm să vedem dacă îl prindem pe Robert Lupu la telefon. Îmi face colegul meu Minu semn că l-avem pe Robert Lupu. I-am promis că la 20:20 intrăm în legătură directă cu el. Am întârziat cu un minut, dar ne iartă și Robert în seara asta. Bună seara, Robert! Bună seara și bine! Ce faci? Cu treabă? Bine, bine, acasă un pic. Bravo! Trebuie și puțină odihnă, nu? Exact, după meciul care l-am avut, avem nevoie de odihnă. Da, hai să le luăm pe rând. Am spus la începutul emisiunii că sunteți angrenați în două competiții, amândouă foarte importante, amândouă sunt în fazele superioare. Hai să ne referim puțin la meciul de campionat, pentru că mie unul îmi place cum arată clasamentul după trei etape astea din play-off. Sigur, Deva 9 puncte din 3 partide, a câștigat derbiul cu Galațiul 6-2, dar CFR-ul nostru este pe poziția a doua, cu 6 puncte, deci la 3 puncte de Deva. Zic bine, da? Să mă corectez dacă greșesc. Nu este bine. Suntem cu punctajele, așa cum v-am zis și data trecută. Eu tot le-am luat de acolo, de aia. Suntem la un punct de Deva noi, da. La un punct. Bun, deci cum stăm acum? Da, noi suntem pe locul 2 în acest moment. Da, în play-off. Și la 9 de Galați. Acum la 6, pentru că Galați a luat bătaie la Deva și... Da, deci Deva câte puncte are acum? Deva are doar cu un punct, nu știu să vă zic exact. Nu știu, deci are un punct în fața noastră. Da, noi avem, da, suntem la un punct, asta ne interesează. Asta e important și noi suntem la 6 puncte de Galați. Da, la 6. Bun, puncte. Asta e important, pentru că ne-ai spus... Pentru că primele două, bravo, din cele patru, primele două echipe joacă finala. Asta e cel mai important, deci nu contează că termin pe primul sau pe doi, se va mai juca la finalul play-off-ului o finală, da? O finală, da. Iar prima clasată va juca, se joacă 3 din 5 și va fi a 3 meciuri acasă. E normal, e normal să fie lucrul ăsta. Bun, deci ca să caut unde trebuie, că uite tot unde am găsit eu, tot clasamentul ăsta îl văd cu 9-6-3-0. Da, e greșit, da. Cu Odorheiu cum a fost? Din play-off. Codorhei a fost greu pentru că am avut accidentat pe Wellington, am avut toată săptămâna probleme cu George David, toți sunt cu mici accidentări, dar am reușit să recuperăm pe Valentin Hilaș și atunci am mai jucat și eu parțial ca să pot să completez. Bravo, te-ai băgat, ai revenit. Păi a trebuit să joc pentru că nu putem face, avem un număr de 7 jucători, avem și juniori, bineînțeles, dar nu putem să-i folosim la aceste meciuri să jucăm cu ei. Și atunci suntem, eram 8 jucători cu mine cu tot, așa fiind 7 jucători fără mine, cu unul accidentat 6 era nevoie. Da. Nici Odorheiu nu stătea prea bine, că și ei au accidentare și aveau undeva la tot așa 7 jucători și... Lucrul ăsta ne-a avantajat oarecum. Eu cred că orice echipă care scurtează lotul cu noi n-are nicio șansă, părerea mea. Deva și Galațiu sunt două echipe foarte bune, dar eu cred că în 6-7 jucători nu știu dacă cineva s-ar ține cu noi. Noi da, ne ținem cu ei pentru că avem un lot scurt și de multe ori suntem dominați pe partea a doua de dacă meci. N-ai bancă, cum se zice, da, n-ai bancă. Este aproape imposibil să poți să... Dar uitați, în meciul de la Galați am reușit să câștigăm în partea a doua. Bravo. Dar tot așa trebuie să intru și eu câteva minute ca să egalăm partea asta fizică, numerică de jucători. În campionat, când mai jucați? Ce urmează? Acum urmează în marți și miercuri avem... Final Four-ul Cupei României, în care suntem angrenați 4 echipe, Deva a eliminat Galațiu,
și noi am eliminat Dorhei și la tragere la sorți vom juca cu Mărășești. Timișoara Mărășești în semifinală și cealaltă semifinală va fi Teva cu Sepsis Sfântul Gheorghe. Deci, acum te întreb, clar, cu două favorite, Timișoara și Deva, nu? Da, da, pe hârtie noi suntem cele două, dar na, sperăm să trecem cu bine, deși de multe ori pe hârtie... Da, da, calculul hârtiei nu întotdeauna este... Într-adevăr, da, aceste două echipe sunt favorite, dar noi sperăm să, na, sperăm să trecem cu bine de prima etapă, deși Mărășești are jucători buni. Când se joacă, ai zis, în 3 și 4, da? Și miercuri, da. La Timișoara? Da, la Timișoara, exact. Deci noi organizăm... Da, noi organizăm Final Four. Final Four-ul de futsal Cupa României, săptămâna viitoare va fi asta. Da, da. Bun, deci în campionat nu se mai joacă până atunci. În campionat, apoi se face pauză cu echipa națională, au o dublă și abia după săptămâna cealaltă începe campionatul. Este o pauză destul de... Na, vom avea o pauză după acest Final Four. Dar ne pregătim pentru că na, e destul de intens, echipe bune și ne dorim să ne fie o șansă de a te lupta la un trofeu. Sigur, atâta sigur. Cât campioana Galați nu este a pierdut cu Deva la penaltiuri și este, din punctul meu de vedere, este cea mai puternică echipă, ca și lot, ca și... Cine? Totuși Galați cea mai bună? Pentru, da, da, Galați, da. Mhm. Din punctul meu de vedere, așa simt, da, bineînțeles. Da, da. Tu acum cunoști foarte bine care e potențialul. Au pierdut la Deva acum, erau foarte aproape, au pierdut și cu noi erau relaxați, erau la 12 puncte, dar acum cu Deva au făcut un joc un pic mai consistent, părerea mea, dar și cu noi putea, de asemenea, putea să facă egal sau chiar să câștige la un moment dat. Este o echipă foarte bună și cu atât mai mult este o șansă la cupă pentru că ei nu participă în acest Final Four, fiind eliminați la penalti. Da, da, ei se vor odihni. Da. Bun, da. Și în campionat câte meciuri se mai joacă? Mai avem 3 etape. S-au jucat primele 3 etape. 3. Într-adevăr, punctele care le-ați spus acelea sunt acumulate pe play-off, mă refer. Da, 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 da. Dar, na, momentan mai e returul play-off-ului. Deci vom avea înseamnă câteva... Că... Câte puncte v-ar mai trebui ca să fiți sigur de locul 2? 4? Păi dacă suntem la un punct, avem derby cu Deva imediat după acest Final Four. După cupă, da. Și acolo, iar, depinde foarte mult, pentru că depinde de la meci la meci, pentru că noi avem și cu Galați și cu Odorhei și fiecare meci poate fi pierdut. Vedeți, da, Galațiu din 3 etape a câștigat doar una și fiind campioana României. Corect. Este foarte greu în play-off. Într-adevăr, nu se poate anticipa nimic. Da, a avut și un confort de puncte Galațiu și probabil și asta a contat, dar poți să pierzi 3 din 3 și să ieși pe locul 3. Deci da, te trezești imediat că ești jos. Sau Galațiu să prindă locul 2. Practic ei nu mai pot pierde locul 2. Da. Mai sunt 3 meciuri și au 6 puncte avans, dar pot pierde locul 1. Corect. Este între noi și Deva se va da pentru locul 2 100%. Mhm. Și apoi după acest derby, eu cred că echipa care va ieși va avea șanse și la locul întâi dacă Galațiu va pierde cu Odorhei. Da. Deci sunt încurcate ițele, le luăm pe rând, da, nu? Da, Robert, da. Le luăm pe rând. Totul acum pentru aceste meciuri din 3 și 4 aprilie la Timișoara, Final Four-ul. Da, sunt 4 echipe foarte bune. Într-adevăr, cred că aici în careu acesta de aș era corect să fie și Galați. Cupa României mereu este imprevizibilă. Pot să pice și echipe bune, cele mai bune între ele, așa cum a picat Deva și cu Galați. Două echipe foarte bune și normal că atunci una din ele lipsește în Final Four. Corect. Și noi am picat cu Odorhei și Odorhei este altă echipă care ar putea fi în Final Four din punctul meu de vedere, dar... Da. Criteriile cupei sunt diferite. La tragere la bronz poți să intersectezi cu echipe bune și atunci fiecare are șansa lui. Bine, Robert. Mulțumesc tare mult. Baftă în 3 și 4. O să fim cu ochii pe voi să ne furnizezi, să vedem informații cât mai bune de la această evoluție. Noi o să ne mai auzim și cu altă ocazie, sigur că, dar nu o să te ocolim niciodată. Mersi tare mult. O seară faină. O seară faină. Mersi, mersi. Bun, 20:30 l-am avut pe Robert Lupu, antrenorul celor de la CFR Timișoara, echipa de futsal. Acum, moment publicitar de la 20:30, după care vom reveni.
Cardio Support avem grijă de fiecare bătaie a inimii tale. Echipa noastră de medici tratează fiecare pacient cu profesionalism, empatie și amabilitate. Folosim aparatură medicală de ultimă generație ca să realizăm investigații complete și de încredere pentru un diagnostic rapid și precis. Oferim consult cardiologic gratuit cu bilet de trimitere CNAS. Evaluăm factorii de risc pentru a identifica potențiale patologii cardiovasculare. Examinăm activitatea inimii pe o perioadă extinsă cu monitorizarea Holter. De asemenea, realizăm teste de imagistică, precum ecocardiografia și ecografia Doppler vascular, pentru a evalua structura și funcționarea inimii. În urma rezultatelor testelor, creăm un plan de îngrijire adaptat nevoilor tale. Cardio Support. Lasă-ți inima pe mâinile noastre. Încă din anul 1993, Seneviel livrează pentru tine produse de panificație, patiserie și cofetărie la standarde ridicate. De-a lungul anilor am crescut prin munca depusă și pasiune pentru ceea ce facem, iar acum poți alege orice produs Seneviel din locațiile noastre fizice din Timișoara, Arad și Sibiu. Evenimentele Seneviel îndrăgite în zona de vest și nu numai, îndulcesc momentele speciale din viața ta, iar anul viitor îți aduc surprize noi. Macheta și decorul sunt oferite gratuit pentru ca tu să te bucuri fără griji de bunătățile preferate. Profi, oricând ai veni, ieși în câștig zi de zi. Da, revenim, dragi prieteni, cu partea a doua a emisiunii Arena Sportivă din această seară. Este ora și momentul SCM-ului din Timișoara. Să aflăm ce s-a mai întâmplat la echipele de handbal, basket și rugby. Rugby nu neapărat în aceeași sau în această ordine. Ordinea o va alege Adi Schindarli, care se află în legătură directă cu noi și spunem bună seara. Bună seara, bun găsit! Salut, Adi! Chiar, să știi că în pauza asta de un minut jumătate am primit un telefon și era directorul general de la Phoenix Buziaș la telefon și aș da și o informație în premieră. Știi că a fost un mic scandal după meciul ăsta de calificare asta Buziașului în play-off cu Pecica, dacă știi. Cei de la Progresul Pecica, da, știu. Pecica au pierdut la Oradea Pecicanii. A contestat un jucător de la Buziaș care ar fi jucat cu actele neregulă. Însă, acum mi-a zis domnul Petcu la telefon că pot să-și anunț, este și pe site-ul FRF, Buziașul va juca în play-off-ul Ligii a 3-a, seria 8-a, iar Pecica va rămâne în play-out-ul Ligii a 3-a, seria 8-a. Era o informație de ultim moment. Bun, revenim la SCM Timișoara. Ordinea este la alegerea ta. Atunci să începem cu rugby. Deci au fost 12 săptămâni până la finală. Da. Au rămas 10, dar nu 10 săptămâni, 10 zile. Exact 10 zile, de astăzi până la finala Cupei României de rugby, care va fi sâmbătă, 6 aprilie, la stadionul Arcul de Triumf din București, între SCM USV Timișoara și Dinamo sau Știința Baia Mare, care se întâlnesc sâmbătă. Ai, de-abia acum joacă. De-abia acum joacă. Baia Mare a reprezentat, sau mare parte din echipa localității Baia Mare, a reprezentat lupii României în întrecerile internaționale și atunci li s-a permis să amâne această semifinală cu Dinamo, ce trebuia să aibă loc la finalul anului trecut și ar fi jucat și ultimul act atunci, dar iată, s-a amânat pentru primăvara acestui an. Ce este interesant, astăzi s-a schimbat stadionul unde se joacă semifinala. Oh. Trebuia să aibă loc pe Arcul de Triumf,
însă se va juca în arena Florea Dumitratie, practic la Dinamo acasă. Uh-huh. Dinamo a făcut anunțul și spunea din motive obiective. Acum ce s-a întâmplat, știm cu toții ce decizii s-au luat apropo de fotbal astăzi în cazul Dinamo UTA, ce suspendări s-au dictat, dar nu cred să aibă legătură cu asta. Probabil stadionul Arcul de Triunf va fi folosit de fotbaliști la final de săptămână. Da, deși probabil, a fost da. Casa rugby-ului decenii în șir. Sperăm să nu se întâmple ceva și săptămâna viitoare să nu putem juca pe stadionul simbol al rugby-ului românesc în această partidă finală, care poate aduce a șasea cupă a României pentru Timișoara, prima în 2011, cea mai recentă în ediția 2021, dar și atunci a fost o finală amânată. În 2021, tot echipa din Baia Mare a generat amânarea, a plecat într-un turneu în Africa de Sud și erau la acel moment multe cazuri de coronavirus. Mm. Era să-i spunem, hai, pandemia de coronavirus era întoi și s-au întors cu probleme. S-a amânat pentru luna aprilie 2022 și atunci, într-o finală amânată, Timișoara câștiga cupa pentru a cincea oară. Încercăm și anul acesta să aducem o bucurie, un trofeu. Au fost 12 săptămâni de pregătire, vă spuneam. Au rămas 10 zile până la finală, nu se va juca nicio partidă de verificare, deși la un moment dat a existat intenția aceasta, dar unii jucători au venit cu probleme medicale de la lot și atunci pentru protejarea întregului lot al Timișoarei, tehnicienii Mugur Preda și Valentin Popurlan au luat decizia de a nu mai juca un meci test, așa cum se numesc partidele de verificare în rugby, și mergem cu toată forța, cu pânzele sus, cu toată energia, direct într-o finală, începem sezonul cu o finală. Chiar îi întrebam pe băieți, nu este așa atipic să începi cu o finală? Adică e primul meci din sezon, da, practic încerci să reglezi mecanismele. Chiar prima partidă, neavând meciuri test, și iată, e o partidă finală pe care toți o vor trata cu cea mai mare dorință de a aduce încă o cupă. Timișoara a obișnuit deceniul trecut cu trofee, iar deceniul acesta are o singură cupă. În 2021 ar fi foarte, foarte important un trofeu în acest moment. Ce vreau să te întreb, din punctul de vedere al echipei, că acum tu știi pulsul echipei și cunoști mai bine fenomenul, cu cine ne-ar conveni să jucăm? Mie unul nu cu Baia Mare, pentru că am oroare la Baia Mare, că cu ei. Deci, în răspunsul la această întrebare, cel mai sigur îl puteam primi de la tine, știindu-ți simpatia pentru echipa din Baia Mare. Nu, n-am nimic cu ei, Doamne ferește, dar tot cu Baia Mare, Baia Mare, tot cu ei am jucat. Da, am adresat această întrebare băieților de multe ori și realmente sunt, n-aș folosi cuvântul indiferent la numele adversarului, sunt atât de montați. Asta e important. 100% în ziua meciului, încât nu se mai gândesc la cine, ce le-ar conveni. Fiecare dintre echipe are aturile sale. Au apărut și acolo, și la Dinamo, și la Știința Baia Mare, unele accidentări, pentru că și ei au avut băieți la lot. Sunt unele probleme. E greu în acest moment să cântărești ce adversar ar fi mai avantajos. Și iată, ar fi fost 11 săptămâni în care te-ai fi gândit oare cu cine e bine să jucăm. Da, corect. Nu știu corect. Dacă era, nu știu dacă era profitabil sau nu știu dacă era benefic să te tot gândești la asta. Sâmbătă la ora, să vom zicem, afla răspunsul. 15, vom afla răspunsul și e timp de a cântări și a face analiză tactică adversarului vreme de câteva zile și apoi a ne deplasa la București pentru final. Nu, pe tine, că mă doare sufletul când am văzut că ne-a bătut și Buzău. Păi de asta am început cu rugby-ul. Da. Că avem unele probleme și te-ai referit la handbal și basketbaliștii sunt într-o pasă mai puțin bună. Da. Vom vorbi și despre asta, dar apropo, pentru că ai făcut o pauză, aș mai adăuga atât. Probabil că dintr-un punct de vedere am putea spune să jucăm cu Baia Mare ca să fie un meci pe teren neutru, să nu jucăm cu Dinamo în București. Și aia e adevărat, da. Ar fi putut la un moment dat să fie un argument. Da, handbal și basket cu meciuri la acest final de săptămână. Haideți să luăm în ordine cronologică, pentru că basketbaliștii joacă vineri, mai mult decât atât joacă acasă
și au mare, mare nevoie de victorie vineri la ora 18 în partida cu CS Vâlcea, partida care va stabili ordinea primelor patru clasate în grupa aceasta a campionatului și împerecherile cu formațiile de dedesubt pentru play-out. Vă amintesc, în grupa locurilor 11-18, după etapa de la final de săptămână, se va juca pentru evitarea retrogradării. Două din trei, locul întâi cu locul al optelea, locul al doilea cu locul al șaptelea, încrucișările obișnuite, și cine pierde în aceste confruntări, le spunem sferturi de finală, va retrograda. Este un sezon în care patru echipe retrogradează din Liga Națională Masculină de Handbal. La acest moment, Craiova are 24 de puncte, Târgu Jiu 23. Pe niciuna dintre aceste două echipe nu le mai putem ajunge. Vor termina pe primele două poziții. Au și ele meci direct și în funcție de ceea ce se va întâmpla în meciul direct se va stabili ordinea. Iar pe 13-4 suntem noi și Vâlcea la egalitate de puncte. O victorie la orice diferență, chiar și de o jumătate de punct. Da. Glumesc, firește, chiar și de un punct ne aduce clasarea pe locul al treilea și o dispută foarte probabil cu CSM Focșani pentru evitarea retrogradării. Da. Echipa de pe locul al patrulea va juca împotriva Ploieștiului, care nu mai poate urca, nu mai poate coborâ de pe acea poziție și Petrolul, CSM Petrolul, este într-o formă bună, ar fi un adversar de evitat. Bun, ora 18, deci, așadar, deci trebuie victorie, pentru... clară. Da, clar. Pentru e nevoie de victorie cu CSM Vâlcea, o nouă promovată, dar o echipă care a furnizat multe surprize și în prima parte a sezonului a învins, mai ales pe teren propriu, echipe care apoi s-au calificat în top 10. Bun. Handball. Da. Handball a fost o înfrângere dureroasă cu HC Buzău în etapa precedentă, 27-31 la sala Constantin Jude și situația este delicată la acest moment la echipa de handbal, care a avut două săptămâni de pregătire. Campionatul, Liga Națională, a fost întreruptă pentru meciurile echipei naționale. Au fost două partide de test ale grupării de seniori, dar și juniorii au avut cantonamente și meciuri, chiar și meciuri de verificare. A venit acest Timișoara-Buzău, vă spuneam, 27-31 și rămânem la un punct deasupra liniei retrogradării și avem o partidă cu CSM Sighișoara în deplasare. E un duel care, pe care multă lume vorbește despre finale, o adevărată finală pentru evitarea retrogradării. Aș evita aceste clișee, dar este un meci crucial, capital, la acest moment, în partea inferioară a clasamentului. De altfel, la finalul jocului cu echipa din Buzău, chiar Marius Sadovea, capitanul echipei, recunoștea la acest moment că e foarte greu să ne mai gândim la evitarea barajului, chiar dacă Steaua, echipa care este acum pe locul al 10-lea, primul de deasupra liniei barajului, are doar 3 puncte în plus față de noi. E greu să te gândești, programul e foarte dificil și asta îngrijorează la final de săptămână. Ultimele 4 poziții, cele care duc 2 în baraj și 2 la retrogradarea directă, sunt ocupate de 4 echipe despărțite de câte un punct fiecare. Sighișoara 15 puncte pe locul al 11-lea, Politehnica SCM Timișoara pe locul al 12-lea, tot poziție de baraj 14 puncte, Universitatea Cluj are 13, CSM Vaslui are 12 puncte, iar noi avem deplasare la 2 dintre formațiile din zonă, la Sighișoara și la Vaslui. Apoi, totuși, trebuie să mergem peste Sighișoara cu orice forțe și victorie. Duminică, ora 18. Duminică. Da, duminică, meciul tot la 18, cum e și cel de basket de vineri, dar în deplasare. În deplasare, e partida cu Sighișoara, care a furnizat surpriza în tur, a câștigat la Timișoara. Dacă Sighișoara a câștigat la Timișoara, acum Timișoara trebuie să câștige la Timișoara. Da, bineînțeles. Bine, Adi. Cu optimism privim spre finalul de săptămână și sperăm să aducem vești bune săptămâna. Corect. Bine, mulțumesc tare mult, mulțumesc tare și mult. Eu vă mulțumesc, seară frumoasă, ne auzim, ceau, o seară faină. Ne auzim cu bine. Da, am primit repede, îl sunăm și pe domnul Marius Maier, avem mai bine 5 minute, sunt ale lui, dar până îl avem la telefon, am primit și o poză cu hotărârea comisiei de astăzi de la Federația Română de Fotbal, reclamant ACS Progresul Pecica, părât este
Clubul Sportiv Phoenix Buziaș admite excepția tardivității invocată de părâtul CS Phoenix. Buziaș respinge sesizarea formulată de reclamant ACS Progresul Pecica împotriva părâtului CS Phoenix Buziaș ca neregulamentară. Așadar, rezultatele rămân și Buziașul joacă în play-off-ul Ligii a 3-a, seria a 8-a. Luni nu am dezbătut subiectul ăsta pentru că era doar la o chestie de discuții, nu era nimic oficial și tocmai de aia n-am vrut să discutăm, dar dacă am primit astăzi hotărârea, am furnizat-o imediat în timp util. Bun, 4 minute mai avem, perfect, numai bine să terminăm cu volei. Bună seara, domnul Maier, puțin supărat, cred eu. Poftiți? Zic, puțin supărat. Da, da, asta este adevărul, da, puțin supărat, pentru că na, ne doream să jucăm din nou o semifinală, am întâlnit un adversar bun, au fost niște meciuri toate între noi și voluntari pe muche de cuțit și de fiecare dată finalul le-a aparținut celor de la voluntari. Astăzi, din nou, după un prim set 25-23, am avut la 24-23 minge de set, să egalăm, n-am reușit, ne-au luat și setul 2, apoi și setul 3, la fel și în ultimul meci din sezonul regular, 25-23, 25-23, la noi acasă, în ultimul meci, la scorul de 1-1, am avut 23-21 la puncte și am pierdut setul. Deci au fost niște finaluri, este frustrare, nu pot să neg acest fapt, dar suntem la sport, un adversar bine pregătit, care și-a dorit și ei victoria și acum nu că mă vezi așa înverșunat, uite, o să fac un pronostic în semifinala contra echipei din Târgoviște, care vine de pe poziția 1 a regularului, eu le văd pe fete de apodontari favorite și vor juca finala. Așa. Serios? Da, pentru că de când a venit acest Giovanni Caprara, nu vreau să greșesc, dar cred că este și câștigător al campionatului mondial cu, nu știu dacă nu cu Rusia, dar nu, hai să nu mă atate. Da, în fine, dar un antrenor mare. Omul a făcut ordine serioasă acolo la echipă și echipa avea potențial, avea jucătoare valoroase. A fost ceva ce nu a mers în prima parte a sezonului, dar acum a mergeat și va fi greu pentru Târgoviște. Antrenorul ăsta n-a venit când trebuia pentru noi. Păi, n-a venit când trebuia, da. Hai, glumim, sigur. Noi acum vom juca pentru locurile 5-8, pornim de pe prima poziție a play-out-ului, să zic așa. Da. Vom juca cu cea care vine de pe locul 8, adică cu Brașovul. Da. Și dincolo, la mijloc, pentru locurile 6-7, acolo e o mare nebunie. E o mare nebunie pentru că astăzi Rapidul a pierdut de ACSM București și este 1-1 la locurile. Am văzut, 3-0 au bătut CSM-ul. Da, da, și este posibil că acolo o să joace CSM cu Dinamo, CSM București cu Dinamo și Lugoșul, dacă bate Brașovul, să joace pentru locul 5-6 cu Rapid sau, nu cu Rapid, cu cine câștigă de acolo. CSM sau Rapid, Rapid sau Dinamo, da. Deci ne dorim locul 5, un loc 5 care mai permită un acces în Challenge Cup și la anul. Și asta am vrut să te întreb, da. Da, ne dorim, suntem amărâți. Acum, nu știu, și alții cred că ar fi. Nu vreau să ascund faptul că nu ne-a căzut bine. Nu v-a căzut, nu ne pică la nimeni bine, ne-a fi plăcut să mergem în semifinală, dar noi v-am aplaudat și la victoriile senzaționale pe care le-ați avut. Bine, cu capul sus am ieșit. Vă aplaudăm și la înfrângere, asta mergem înainte. Cu capul sus, dacă luăm că acel, uite, clasament final, între locurile 1-4 s-a terminat la un punct diferență, dai seama că foarte echilibrat. Noi suferim pentru faptul că cele două românce care ne lipsesc datorită problemelor obiective, una accidentare, cealaltă care a rămas însărcinată, ne-au luat pe nepregătite, n-am mai avut de unde să găsim jucătoare de valoarea lor, ca să să avem bancă, să spunem, mai lungă și aici am avut de suferit, dar am avut niște rezultate bune, lume mulțumită, sală plină, știi cum e, când publicul e mulțumit și joci cu public,
înseamnă că totuși e bine. Corect. Bine, Marius, săptămâna viitoare noastră, mai sunt 7 zile, săptămâna viitoare la 20 seara, o să vorbim și despre fotbal. Săptămâna viitoare e o săptămână grea. Da, da, săptămâna viitoare, la ora asta, o să avem rezultatul derbiului Shag cu Lugoj. Sigur, o vom transmite meciul ăsta săptămâna viitoare de la ora 17, da? Se joacă miercurea viitoare la 17. Am făcut deja diligențele necesare pentru a transmite meciul ăsta în direct la televiziunea Europa Nova. Bine, Marius, ne auzim. Până atunci, cele bune, să auzim. La revedere, ceau, o seară frumoasă și ție. Mulțumesc. Bun, mai vreau două informații. Aseară Columbia învinge România 3-2, ați văzut cu toții meciul. Iar Ucraina, asta e ultima informație, a învins Islanda cu 2-1 în barajul de calificare la Euro și va face parte din grupa României la Euro din Germania din această vară, alături de Slovacia și Belgia. Vom întâlni și Ucraina. Bun, pauză totală, punem punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc pentru prezență, ne revedem săptămâna viitoare, dar și luni și miercuri la Fotbal Ten și ulterior, sigur, la Arena Sportivă. O seară frumoasă tuturor, rămâneți alături de noi! Un aspenter pe zi poate preveni reapa.